Bună seara, doamnelor și domnilor, dragii noștri, bine v-am găsit la o nouă ediție Best Of, așa cum v-am obișnuit, nu? Sâmbătă seara. Exact. Bună seara, bunii mei. Bună seara, draga mea Alexandra. Bună seara, dragul superbă meu, ca întotdeauna. Mulțumesc, mulțumesc. Doamne, există un coleg mai drăguț decât tine? Nu cred. Nu știu, nu, dar eu spun adevărul și numai adevărul. Mulțumesc, de fiecare mulțumesc. Dată. De fiecare asemenea, dată. Iar ne-am asaltat. Da, ne-am pregătit. Pentru o seară de poveste alături de telespectatorii noștri. Haideți să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Alina Pușcău a participat la cea mai controversată nuntă a anului. Prințesa Norvegiei, Martha Louise, s-a căsătorit cu un șaman american. Bărbații celebri ai cinematografiei au luat fața doamnelor în materie de stil la festivalul de la Veneția. Îi vedeți în toată splendoarea la Flash Mondel. Nicole Scherzinger și-a șocat fanii. A apărut total nemachiată, iar imaginile au făcut înconjurul lumii. Reacțiile n-au întârziat să apară și nu au fost tocmai apreciative. Prințesa Norvegiei, Martha Louise, s-a căsătorit cu un șaman american care susține că a înviat din morți. Printre invitații de onoare a fost și românca Alina Pușcău. Nunta a fost de vis, festivitățile au durat 4 zile, iar povestea mirilor a făcut înconjurul lumii. Este de necrezut. Martha, în vârstă de 52 de ani, este la a doua căsătorie. A sosit la eveniment purtând o rochie albă în manieră tradițională și o diademă pe care i-a oferit-o bunicul său, regele Olaf, când a împlinit vârsta de 18 ani. Prințesa susține că dispune de o formă de clarviziune și poate comunica cu îngerii. De cealaltă parte, Durex susține că a fost faraon și că a avut-o pe Martha ca soție într-o viață anterioară. Este cea mai controversată nuntă regală, iar pentru a se căsători cu șamanul, prințesa a fost nevoită să renunțe în 2022 la toate funcțiile oficiale. La ceremonie, Durex s-a prezentat într-un costum negru și un brâu aurit și a salutat mulțimea de invitați. 350 au fost la număr, iar printre ei și românca noastră, Alina Pușcău. A participat la întreg evenimentul, a schimbat ținute fabuloase și s-a bucurat din plin de întreaga experiență. Atât de recunoscătoare pentru a fi parte din această experiență uimitoare. La celebra și fastuoasa nuntă au participat inclusiv prințesa moștenitoare Victoria a Suediei și soțul său, prințul Daniel. Hunter McGrady dă de pământ cu practicile de la Hollywood. Ce se întâmplă cu femeile în cetatea filmului, aflați în această seară. Festivalul de film de la Veneția a devenit și un eveniment de modă. Nu pentru că ar fi organizate defilări, ci pentru că în fiecare an, pe covorul roșu, pot fi admirate ținute care stabilesc noi tendințe. Ediția din acest an nu a fost cu nimic diferită. Și dacă doamnele, ca de obicei, au făcut furori, să-i vedeți pe domni. Oho, da, Brad Pitt, George Clooney, dar și James Bond sunt buni de pus la rană. Daniel Craig a fost aproape de nerecunoscut cu pletele lui blonde la festivalul de film de la Veneția. Fostul James Bond, în vârstă de 56 de ani, a pășit pe covorul roșu alături de soția sa, Rachel. Actorul a îmbrăcat un costum mal pe care l-a sortat cu o pereche de pantofi maro, în timp ce Rachel a ales pentru o rochie albastră strălucitoare, fără bretele. Starul britanic și-a făcut apariția în Veneția pentru promovarea noului său film, Queer. Premiera mondială a peliculei a primit din partea publicului 11 minute de aplauze. La conferința de presă, Craig a vorbit despre provocările rolului său. În noul film, actorul este un infractor care fuge din New Orleans spre Ciudad de Mexico în anii 1940, iar aici el se îndrăgostește de un ofițer de marină care este dependent de droguri. Dancing with someone is a great icebreaker. And we approached the
The scenes, you know as well as I do, there's nothing intimate about filming a sex scene on a movie. There's a room full of people watching you. So it's like, it's not, we just wanted to make it as touching and as real and as, as natural as we possibly could. So Jude Law, în vârstă de 51 de ani, a tras toate privirile când a pășit pe covorul roșu într-un smoking perfect croit, fără cămașă, dar cu un maieu și o cravată. Senzația a făcut și Nicholas Hoult, care este adversarul lui Jude din filmul Ordinul. Actorul, în vârstă de 34 de ani, a ales un smoking clasic semnat de Ralph Lauren. Furore au făcut și actorii Brad Pitt și George Clooney. Brad Pitt, în vârstă de 60 de ani, a ales un look relaxat, purtând un costum bleu Louis Vuitton, asortat cu încălțăminte sport. În timp ce George Clooney, în vârstă de 63 de ani, a avut un stil mai formal, smoking negru clasic. Ambii actori au fost însoțiți de partenerele lor, Amal Clooney și Ines de Ramon. Ambele au strălucit la brațul domnilor. În noul film Wolves, Clooney și Pitt interpretează rolurile a doi haiduci moderni care se unesc pentru a rezolva o crimă. Filmul a fost prezentat la Veneția în afara competiției. Modelul Hunter McGrady urăște Hollywood-ul. Vorbe cam mari pentru cineva care acolo a cunoscut celebritatea. Da, dar Hunter este total nemulțumită și spune că totul este un fake de la început și până la final. Nimeni nu mai este real, nu mai seamănă cu el însuși și trăim într-o lume de carton. Așa să fie. Modelul american de mărime plus, Hunter McGrady, își iubește corpul așa cum este. Pe parcursul carierei sale de peste 10 ani, modelul a strălucit pe paginile unor reviste celebre, precum Sports Illustrated sau Health Magazine. S-a confruntat de-a lungul anilor cu mii și mii de critici, a suferit, a plâns, dar nu s-a lăsat. Mereu a găsit puterea să fie mândră de cine și mai ales de cum este. Hunter recunoaște că drumul către acceptarea corpului ei nu a fost ușor. Astăzi este extrem de mândră de ea și refuză orice intervenție. Nu vrea să audă nici de operații și nici de pastile minune care ar putea o ajuta să scape de kilogramele în plus. Despre toate are o părere cât se poate de rea și spune că la Hollywood femeile sunt pur și simplu chinuite. Trăim într-o era injecțiilor și a pastilelor de slăbit. La Hollywood, dietele drastice și pastilele care promit o scădere rapidă în greutate sunt frecvente, spune ea. Modelul nu a încercat niciodată așa ceva și nici nu are în plan să o facă. Preferă să fie mândră de rolul unui model plus size. John, legenda muzicii britanice, are probleme de sănătate. Artistul a fost diagnosticat cu o infecție severă la un ochi, iar asta i-a afectat parțial vederea. Într-o postare recentă pe Instagram, cântărețul în vârstă de 77 de ani spune că infecția se vindecă, însă procesul de recuperare este unul lent și dificil. Mesajul său a stârnit mii de reacții din partea fanilor, dar și a multor celebrități care i-au transmis urări de însănătoșire. Printre aceștia se numără designerul Donatella Versace. Ultima dată când Elton John a susținut un spectacol a fost anul trecut în Marea Britanie, la festivalul Glastonbury. 120.000 de oameni au participat la concert.
când ai milioane de dolari în conturi, ești vedetă la Hollywood și te știe o lume întreagă, nu prea poți fi declarat om normal, așa? Exact. Ei bine, realitatea este cu totul alta. Bine, și ei au momentele lor respiro, au momentele alea de ei cu ei, dar au și hobby-uri care nouă ni s-ar părea cel puțin ciudate. De ce? Pentru că toate contrastează cu imaginea pe care noi deja ne-am creat-o, nu? Despre ei. Da, bine, uite, o să îndulcesc puțin situația, pentru că unii dintre ei chiar au apucături ciudate și mă bucur, slavă Domnului, că nu sunt acolo la ei peste ocean, sincer. Te cred pe cuvânt, pentru că, uite, spre exemplu, eu una îți spun sincer că nu aș vrea să stau lângă Katy Perry. Cine știe ce o apucă? O să vedeți. Se explică reacția mea în materialul următor. To my right is Bounty Law Series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth. După ce s-au împrietenit pe platoul de filmare pentru filmul Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, Brad Pitt și Leonardo DiCaprio au aflat lucruri tare interesante unul despre altul. Au pasiuni comune. Nu sunt damele, nici vinurile și nici jocurile de noroc. Au descoperit că împărtășesc același interes pentru ceramică. Potrivit The Sun, cei doi actori petrec destul de mult timp împreună în atelier lui Brad Pitt. Și acum vine bomba. Frumușelul de la Hollywood, cu care Angelina Jolie și Jennifer Aniston și-au împărțit viața, este pasionat și de tricotat. Total neașteptat pentru un macho ca el, nu-i așa? Se spune că vedeta a început să tricoteze din anul 2008 pentru gemenii Knox și Vivian. Și dacă tot am pomenit-o pe Angelina Jolie, ei bine, și ea are hobby-urile ei ciudate, sau mai bine spus, controversate. În 2008, vedeta a declarat pentru W Magazine că obișnuiește să colecționeze pumnale. A moștenit pasiunea de la mama ei și o transmite mai departe fiului Maddox. Mama m-a dus să-mi cumpăr primele pumnale când aveam 11 sau 12 ani și am cumpărat deja câteva lucruri lui Maddox. Îl duceam la un magazin special. Mai vorbim despre samurai și despre ideea de a apăra pe cineva la fel de bun. Vorbim despre toate. Imagine all the people. Ne întoarcem la lucruri mai sigure și liniștite și îl pomenim pe John Lennon. A fost un renumit colecționar de timbre încă din copilărie. În 2016, colecția sa personală a fost expusă la World Stamp Show din New York. În anul 2018, fostul Beatles a primit un timbru poștal comemorativ al Statelor Unite ale Americii și anume o foaie cu un mozaic de timbre a fost concepută pentru a arăta că modelele de căi ferate sunt ceea ce îi plac cel mai mult pe lume și are colecții întregi. Cântărețul a făcut chiar și un film despre modelul feroviar de peste 30 de metri pe care l-a construit. Presa internațională titra la un moment dat faptul că scoțianul își lua machetele cu el în turneu și închiria o cameră specială pentru acest hobby, transformând-o în atelier. Tom Hanks are o colecție de aproximativ 250 de mașini de scris de epocă. Actorul a scris chiar și o carte în care a dedicat o poveste fiecărui exemplar din colecția sa. Ben Affleck a fost foarte pasionat de jocurile de noroc. Pokerul este slăbiciunea sa. A participat la mai multe turnee și a avut rezultate foarte bune, fiind unul dintre cei mai buni actori pasionați de acest joc, alături de Matt Damon și Leonardo DiCaprio. Dar să revenim și la sport. Will Smith, spre exemplu, practică scrima. Partenerii de distracție sunt nimeni alții decât Tom Cruise și David Beckham. Și acum cireașa de pe tort. Katy Perry are cel mai ciudat hobby dintre toate. Strânge șuvițe din părul altor vedete. La un moment dat, chiar s-a dat de gol și a declarat presei că la acel moment purta în geantă o șuviță de la Miley Cyrus și una de la Taylor Swift. A devenit prima actriță spaniolă care a câștigat un premiu Oscar în 2009 la categoria cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea personajului în filmul Vicky Cristina Barcelona, rol pentru care a primit și un premiu BAFTA în același an. A fost nominalizată la Oscar în 2007 pentru rolul din Volver, iar anul acesta împlinește 50 de ani. Ați ghicit despre cine este vorba? Penelope Cruz, doamnelor și domnilor, care
a lăsat la o parte buletinul, inhibițiile și a ieșit la rampă cu un pictorial de te întrebi, dom'le, e la liceu sau ce se întâmplă cu ea? Când s-a împărțit frumusețea și tinerețea veșnică, ea cu siguranță a fost acasă. Oh, a fost acolo. Așa arată Penelope Cruz la vârsta de 50 de ani. Pentru mulți oameni de pe pământ reprezintă perfecțiunea întruchipată, însă ea nu consideră nici pe departe așa. Nu mă văd așa cum mă descrie lumea. Însă știe prea bine că atât de multă apreciere de care se bucură de ani și ani de zile trebuie să vină de undeva palpabil, așa că face tot posibilul să fie în top. Cariera de actriță și-a dorit-o încă de mică, dar visul părea mult prea mare pentru ea. În familie nimeni nu urmase această cale și totul părea de neatins. În cariera mea a fost cel mai mare motor, pentru că nu cunoșteam oameni care să-și poată câștiga existența din ceva legat de arte în general. De asemenea, părinții mei nu cunoșteau pe nimeni, parcă era un vis prea mare. Faptul că acum îmi câștig existența din asta înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt recunoscătoare pentru toți oamenii care mi-au oferit oportunități. Când eram o fetiță, mă rugam să pot să joc. Spuneam, te rog, Doamne, lasă-mă să fac asta suficient de bine, astfel încât să pot trăi din asta. Tot ceea ce s-a întâmplat în cariera mea este ca un plus pe care nu l-am cerut niciodată. Și dacă până acum a păstrat mereu o imagine impecabilă și percepția asupra ei a fost cea de mare doamnă, ei bine, la 50 de ani își permite luxul de a face absolut tot ceea ce își dorește. Așa se face că a îmbrăcat haine minuscule pe care le-a transformat într-un look tineresc. Pare o puștoaică rebelă, în ținută alcătuită din pantaloni scurți, bluză cu decolteu adânc, șapcă și cizme până la genunchi. Penelope Cruz a avut probleme și la capitolul încredere în sine. Cum tot succesul a venit peste ea dintr-o dată, sentimentul de copleșire s-a instalat și el. Simțea că nu merită tot ceea ce primește, iar ca să ajungă să se bucure de ceea ce îi oferă viața, a durat ani. Nu aveam prea multă încredere în mine în ceea ce privește aspectul fizic, dar nici nu am înaintat în vârstă focusându-mă pe asta. Nu aș schimba ce simt acum pentru ce se întâmpla când aveam 20 de ani. Erau insecurități, acea nesiguranță în legătură cu tot felul de lucruri despre care mai târziu ajungi să realizezi că nu erau importante. Penelope Cruz este căsătorită cu actorul Javier Bardem din 2010. Ei au împreună doi copii, fiul Leo, de 13 ani, și fica lor Luna, de 10 ani. Nicole Scherzinger și-a șocat fanii. A apărut total nemachiată și, ce crezi, ce credeți, era de nerecunoscut. A avut curajul să se afișeze în toată naturalețea ei, iar reacțiile nu au întârziat să apară. O vedem și noi imediat după publicitate. Revenim! Dragii noștri, ne-am întors și revin și la vorba aceea veche din așa. Popor. Afare vopsi gardul, înăuntru leopardul, o știi? Oh, da, așa este. Ei bine, s-a șocat lumea mondenă când în spațiu virtual au apărut imagini cu frumoasa Nicole Scherzinger. E frumoasă din cale afară, pozează în ipostaze pe care nu le poți uita ușor. Da. Are un trup fără cusur, dar iată că are și defectele ei. E, da, fără machiaj, diferența e ca de la cer la pământ. Dar n-are nicio problemă cu asta, atâta timp cât masa de make-up e plină. Vezi, ăsta-i norocul nostru. Hey guys, what's up? So this is my first... What is it called? Get ready with me. Așa arată Nicole Scherzinger fără machiaj, de nerecunoscut. A filmat tot procesul înfrumusețării ei și a ales să se arate public exact așa cum e ea, chiar înainte de un eveniment. What's got me on stage? She is. Yes.
I need to take years off of me. So you just keep pulling. Keep pulling. Fanii au fost șocați când au văzut-o și au reacționat rapid. Orice ți-ai făcut la față, să știi că arătai mai bine înainte de intervenție. Drăguțo, lasă mai moale cu injecțiile alea în buze, arăți mai bine fără ele. Filerele pe care ți le-ai pus arată rău, păcat, ești o femeie superbă. Atât de mult botox, atât de multe filere. Au fost și fanii în opinia cărora Nicole Scherzinger poate arăta oricum. Opriți-vă, are 45 de ani, dacă nu-și punea filere, începeați să ziceți că ce bătrân arată. O femeie de 40 de ani nu mai arată ca la 20. Fără acele filere în buze, buzele ei ar fi fost subțiri. Buzele devin mai subțiri odată cu înaintarea în vârstă. Fără filere, ar avea cearcăne sub ochi. Arată superb. Într-un final, după multe aplicări, retușări și estompări, Nicole Scherzinger a fost gata să iasă pe ușă. Îmbrăcată, coafată și aranjată, vedeta nu mai avea nicio legătură cu momentul în care s-a așezat prima oară pe scaun. Okay, guys, this is the final look. So we went for a middle part, but then I wanted to do the juxtaposition of that sleek, edgy half top. Does that make sense? A little bit of glam at the bottom. I love this dress because it looks wet. And then we went with some beautiful classic diamonds. Fața ca fața, dar corpul n-are cusur. Nimeni nu a spus nimic rău, ba chiar au apreciat-o pentru felul în care arată. Pentru a se menține în formă, Nicole Scherzinger face yoga și este adeptă antrenamentelor la sală. Combină greutățile cu alergatul pe bandă sau altă formă de cardio. În ceea ce privește fitness-ul, spune că totul trebuie făcut cu moderație. Nu trebuie să te sinucizi. Când făceam parte din trupa Pussycat Dolls, credeam că trebuie să te antrenezi 3 sau 4 ore pe zi, dar nu este așa. Este vorba de a face 20, 30 sau 40 de minute de antrenament și contează să folosești inteligent acel timp, să faci ceea ce funcționează pentru tine. Nu, nu. Nu, că nu. Eu trebuie să fiu sinceră, mie îmi place de Nicole și nemachiat. Acum, Ana, nu arunca, nu arunca cu pietre. Acum, gusturile știi cum e, nu se discută, dar, într-adevăr, sunt personaje la care este o diferență foarte mare foarte între mare. Persoana machiată și nemachiată. Și nemachiată. Corect, da. Adică, pe unele, machiajul le ajută foarte mult. Mereu, și pe unii, că acum au început și domnii, și domnii să ai folosească dreptate. Tot fel de trucuri de make-up. Da, asta e, trăim într-o lume nouă, modernă, în care absolut orice este posibil, exact. Și fiecare este liber să facă ce vrea. Sănătoși să fim! Până data viitoare, dragii noștri, până săptămâna viitoare, o nouă ediție, da, modern. Le spunem toate cele bune și vă așteptăm cu mare drag tot aici, pe Prima TV. Seara frumoasă! Toate bune! Program disponibil pe primaplay.ro.